Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Subsistence. Numele meu este Mister M și astăzi vom continua mica noastră aventură în acest joc survival. Am revenit eu off-camera de unde am murit, doar că a trebuit să schimb puțin setările. Am scăzut dificultatea pe easy pentru că erau prea multe animale în jurul nostru și nu reușeam să rămân în viață. După cum vedeți, am mai murit de vreo două ori încercând să ajung aici, adică a fost foarte neplăcut, să zic așa. Și astăzi vom încerca să ne mărim baza. După cum puteți vedea, nu mai e nimic pe lângă noi deocamdată. Mai e un urs aici, mai puțin mai jos, da. Sper să nu ne facă probleme. Așa, am mai făcut eu un chest în care am pus niște resurse ce am adunat. O să luăm în special sforile și aceste scânduri pe care le-am făcut, pentru că o să avem nevoie să construim. O să facem, hai să zicem, încă una, două, trei. Hai să zicem încă șapte fundații, dar nu știu dacă ne ajung resursele. Dar o să încercăm, hai să facem în prima fază. În prima fază să facem 5. Așa, o să facem. Hai să facem și 5, nu. Ba, 5 pereți, nu face de ce nu. Pentru că atât ne permite resursele pe care le avem în momentul de față. Trebuie să ținem un ochi și pe hrană. Aici trebuie să consumăm proteine, altfel o să avem acest buf negativ, să zic așa. Cred că înseamnă că suntem, el arată de parcă am fi iradiați, dar cred că suntem doar subnutriți. Nu știu dacă jocul are un meniu în care putem vedea cum stăm. Chestiile astea. Și ursul se apropie de noi. Un lucru de nedorit. Dar să sperăm că nu o să vină. Să vedem. Întoarcem. Așa, să se potrivească. Mai punem unul aici. Unul aici. Și unul aici. Cred că trebuia să facem și unul cu o fereastră, să lăsăm și o fereastră, dar aia mai vedem pe parcurs dacă... Hai că începe să arate a căsuță. Doar că o să trebuiască să mai strângem niște resurse ca să putem face un tavan. Acesta de aici. Pentru că altfel pe timpul nopții totuși o să fie frig. Parcă e mai greu cu animalele astea care nu vor să plece de lângă noi. Avem 3 pereți de pus pe partea asta și nu o să putem finaliza. Să închidem practic baza. Dar între timp o să mai strângem ceva lemne care
Nu, nu, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Nu să cred. Deci nu pot să cred. Sper să mă lase în pace. Am reușit să scap de el. Aparent, dacă i-am scăzut dificultatea, nu ne mai urmăresc, mă gândesc atât de mult. Cum ar fi trebuit să o fac dacă eram pe dificultate, toate că eram pe dificultate medie. Și ce am mai făcut, am mărit durata unui an, de la 24 de zile la 48. Adică să dureze mai mult până intrăm în anul timp de iarnă, care cred că o să fie cel mai greu. O să fie frig și o să trebuiască deja să avem îmbrăcăminte adecvată ca să putem ieși afară. Să strângem resurse, evident, că altfel putem sta și înăuntru, doar că o să murim din lipsă de hrană și toate cele. Nu cred că... Da, nu, nicio șansă să prind o găină. Avem nevoie de proteine neapărat. Stăm foarte rău cu ele. Am făcut și un arc, doar că e destul de dificil de folosit și nu avem săgeți. Iar pentru confecționarea săgeților trebuiesc muniție, îmi trebuiesc pene de astea, din care avem doar una singură. Și probabil le vom lua tot de la găini. Așa că cum facem, tot la găini ne întoarcem. Plecat ursul. N-a plecat. E tot aproape de baza noastră. Ia să vedem dacă mai să mai construim noi plank-ul. În timp ce farmăm niște resurse. A, încă o chestie care am putea încerca, dar ne trebuie sfori. Să încercăm să facem o undiță, o să pescuim în lacul din apropiere. Poate așa o să facem multe proteine mai ușor, mă gândesc. Acum nu știu exact ce implică și pescuitul. Sau... putem încerca să ne mâncăm cât un vierme. Doar că nu prea oferă prea multe proteine. Ce am mai observat de când am scăzut dificultatea, cred că e dropul mai bun la cutiile astea de se spawnează. Sau doar am eu impresia că găsim mai multe chestii în ele. Una din resursele de care avem cel mai mult nevoie sunt fibrele astea, care nu sunt atât de ușor de găsit. Sau mai bine zis, nu sunt atât de ușor de zărit în peisaj. Că se camuflează destul de bine cu celelalte tufișuri.
și ultimii pereți. Bun. Ia să vedem. Să facem o ușă. Sau un cadru de ușă, mai bine zis. După care trebuie să construim sfori. Să mai culegem. Și o să trebuiască să facem și tavan. Acum astea sunt pereții ăștia, poate n-o să rămână chiar așa. O să-i mai înlocuim pe parcurs. Să mai punem o fereastră sau eventual în tavan o scară, mai facem un etaj. Dar acum vedem cum decur lucrurile. Văzut încă sunt vânătorii care știu că trebuie să se spawneze și ei și să înceapă să-și construiască. Oh, super, am găsit un baton protein pe care l-am și mâncat. Nu știu dacă puteți vedea, se vede o linie galbenă, ca un fel de range, așa de... Dar nu-mi dau seama care e scopul lui. Dacă ne ajută cu ceva sau... E raza în care suntem detectați probabil de animale, chiar nu-mi pot da seama. Că nu i-am deslușit misterul. Și iată vânătorul, care aparent vrea să mă... Puște, cred. Cred că a scos pistolul. Sper să nu mă nimerești. De unde are o armă? Nu pot să cred. A fost la un pas de moarte. Și am primit ceva, dar nu e armă. Nu știu dacă a căzut pe jos, pentru că nu o pot vedea. Dar ce e cert e că s-a spawnat pe undeva, pe aici, pe aproape. Am avut ceva emoții. Am crezut că să ne puște cu acel shotgun, dar se pare că nu i-a mers. Sper să nu mai fie... Să nu aibă prieteni pe aici, pe zonă. Că nu știu exact cum decurg lucrurile, dacă se spawnează unul singur sau vor fi mai mulți. Da, asta rămâne de văzut. A, uite, cred că i-am găsit baza. Hai să mergem să vedem ce are în bază. Dacă putem să luăm ceva de la el. Cel nu are mare lucru. Însă am găsit niște proteine, ceea ce e destul de bine. Prietene vânător. După cum vedeți, e destul de aproape de noi.
Adică nu s-a deranjat să meargă și el mai departe. Nu știu dacă ar trebui să ne spălăm de sânge sau... De sânge. Da, avem opțiune de wash hands. Da, nu mai e nevoie că am făcut o baie totală. Nu cred că tot de la vânător l-am luat. Nu am nevoie de el. Și puțin deocamdată. Să vedem dacă mai e ursul acela până în apropiere. Pare că am scăpat de el. Ia să vedem o ușă. Putem face o ușă. Ne lipsesc două cuie. Deci ne trebuie să găsim un crate. Un crate în acela din lemn. Seama dacă am pus peretele ăsta. Hai că l-am pus fix invers. Era bine cum era prima oară. Ia să vedem dacă-l putem opta. Dar nu cum trebuie. Deci așa trebuie să fie. Bun. Hai să punem așa. Să mai căutăm ceva crate-uri, să vedem dacă găsim cuie. Cuie am avea nevoie să facem o ușă. Ia să vedem. Mai putem crea plank-uri? Suficient. Aș vrea să închidem baza ca nu cumva vânătorul să vină și să ne prădeze chestul. Cum i-am cam făcut noi lui. Bine că el nu avea prea multe. Asta a funcționat în avantajul lui. Dar dacă ar fi avut, i-am fi luat tot.
că am văzut un chest, ia să vedem. Da, nu e un chest, m-am păcălit. Era doar nisipul de pe plajă. Ce se întâmplă că nu am mai găsit un chest de ceva vreme și altă dată le găseam foarte des. Am găsit un chest medical, ia să vedem. Oh, super, am găsit cuie. Și putem face ușa. Ușa și ne mai trebuie un perete. Ah, tot de cuie o să avem nevoie. O 6 cuie. Că se lasă seara și o să înghețăm de frig. Trebuie să încercăm, cred că pot muta focul care l-am făcut mai sus, să-l duc în casă. Căsuța noastră. Ca să putem sta la căldurică. Ok. Chest acolo, dar din păcate nu putem ajunge la el. E un urs care sigur o să ne dea de furcă. Și nu prea avem nici energie, se pare că suntem și însetați. Oare dacă mănânc ceva fructe o să crească? Nu, evident că nu crește. Avem apă, dar trebuie să o ierbem, să o purificăm. Pentru că dacă bem direct, o să ne îmbolnăvim. Cu toate că, având în vedere că deja suntem bolnavi, nu știu dacă o să... Orice întuneric s-a făcut. Dacă o să ne mai afecteze cu ceva, putem lua acestul ăsta. Cuile de care aveam nevoie. Cred că din cauza faptului că suntem și subnutriți și însetați, nu ne mai crește stamina. Asta înseamnă că ne deplasăm destul de greu. Aici pe jos, că e un loc
care ne dă târcoale și care sigur ne-a mai omorât în trecut. Destul de întuneric, iar licuriciul ăsta nu prea ne ajută cu nimic. Adică mai bine vedem așa cu întuneric decât cu licuriciul aprins. S-a regenerat stamina, dar doar pentru câteva puncte. Și a început să dispară. Cred că nu putem muta decât câțiva metri și după aceea trebuie să-l plantăm, iar să-l mutăm. Și cred că e suficient. Super. Acum să vedem cum îl aprindem. Cred că am un starter. L-am pierdut, m-am grăbit. Și s-a stins, că nu aveam combustibil. Haide mai repede, avem 9 puncte de viață. Și cu ultimele două puncte am reușit să nu murim. Dar la limită. Ușor ne recuperăm punctele. Snap.
ușor, ușor ne revenim cu viața. Nu prea avem proteină pe care nu o putem lua decât dintr-un animal. Nu știu dacă s-ar putea să putem crafta un pistol. Mai avem nevoie de 5 scrap iron pe care îl avem. Avem 10 cloanțe. Am putea încerca să prindem și un animal. Apare putem face și etichetă pentru chest în care să punem doar anumite chestii. Hai să vedem ultima oară când am încercat să ucidem un lup, am eșuat lamentabil. Ok, avem 7 gloanțe. Nu cred, nu e o idee bună să încercăm. Că am reușit să-l eliminăm pe lup. Hai să regătim repede niște cărniță. Păi wash your hand, da. Dacă și am uitat să iau sticla de apă să o umplem. Această grăsime poate fi transformată în biofuel. Aș încerca să pur și nu ursul, pardon, dar nu știu dacă să reușim. E bună deloc. N-a fost bine ce am făcut. Nu mai avem nici cloanțe. Pierdut. Da, doar pentru moment. Văd că revine. Să vedem dacă avem ce ne trebuie în chest pentru a mai crea gloanțe. Pare că avem ceva resurse. Pregătește-te pentru runda a doua. Cred că era folositor acum o fereastră. Puteam trage direct din bază.
undeva la 50%, 50 de puncte viață. Nu știu dacă îi se regenerează viața. Dar cu glonțele pe care le facem, cred că îl putem ucide. Stai acolo. Da, îi se regenerează viața. Dar cu puțin noroc l-am ucis. O să trebuiască să gătim și acest steak. Dar nu stă bine deloc cu proteinele. Cred că trebuie să mai prind ceva iepuri sau poate cel mai bine tot un animal mai mare. Toate că e riscant. Da, e destul de greu de nimerit. Trebuie să-l prind când stă, nu când se mișcă. Să am o șansă. Sticla de apă, nu știu ce am făcut cu ea, dar nu mai găsesc. Și o să am nevoie să fac alta în cazul ăsta.
să iau și apă. O să avem nevoie. Să ne dea. Ia să vedem dacă o facem well done. O să schimbe valoarea de proteine. Da, cred că well done. E cel mai bine să o facem. Cam atât cu episodul și pe astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, un subscribe și ne auzim data viitoare.